Anchetarea surorilor Mădălina și Elisabeta Pălie pentru trafic de migranți și droguri a fost un șoc și pentru reprezentanții asociației sportive din care acestea fac parte, Clubul Temerarii, care funcționează sub patronajul Asociației Distroficilor Musculari Arad. Fetele fac parte din club, dar clubul nu are nicio implicare în evenimente. Vă spun acest lucru deoarece percepția a fost eronată referitor la clubul nostru și lumea a înțeles că și noi suntem implicați în evenimente. Clubul nostru nici nu are mașină înscrisă pe club sau nu are niciun microbuz. Doresc să menționez lucrul acesta și să fie bineînțeles. Cu toate acestea, atâta timp cât acuzele nu sunt dovedite, reprezentanții clubului le-au permis în continuare celor două să își continue activitatea sportivă la club. Aceștia speră că până la urmă, pentru imaginea clubului, acestea să nu fie găsite vinovate. Ea antrenează în continuare până va primi, vom avea știri de la DNA referitor la scoaterea ei din cauză. Din câte am înțeles, nu poate să dea mai multe amănunte în perioada cât e în anchetă, dar din câte am înțeles de la ea, ea a căzut ca musca în lapte. Acolo urmează ca cei care au făcut acuzații să ei să se clarifice și să fie scos totalmente atât și ea cât și noi din discuții. Da. Cele două campioane naționale la arte marțiale sunt suspectate că au făcut parte dintr-o rețea de trafic de migranți și droguri pe filiera Orientul Mijlociu Uniunea Europeană. Mădălina Pălie este antrenor de basket la clubul Temerarii, iar sora sa, Elisabeta, este membru voluntar al aceluiași club.